Hei, salutare oameni buni, ce faceți? Eu sunt Dani, bine v-am găsit la un nou episod și o nouă promovare a unui nou server de Minecraft alături de băieții care Calazar. Nu știu cum îi cheamă pe din Hero. Afară. Cum? Calazar și Hiro. Am un doi deodată. Unii Calazar, bun... care sunt eu. Și Hiro. Și Hiro. Suntem pe un server numit TNT Craft, bine mă rog, are un nume mai... E scris diferit, nu contează. Și azi arătul de cei doi băieți, cei doi owners, o să vă prezentăm așa, cât de rapid putem ca să nu vă plictisiți, ce conține acest server. După cum puteți vedea deja în spawn, seamănă foarte, foarte mult cu Mineplex-ul. Am mai fost dată, numiți tot de tine, numiți Mineplex în România, Mineplex da? În România. Da? Înseamnă că mai de mult nu mai mi-amintesc. Acum un an, dar am progresat foarte mult. În fine, și acesta este serverul, deocamdată sunt ceva oameni la școală, deci de obicei sunt mai mulți. Mm-hmm. Pe server. De 60, așa. E așa, deci hai să vedem. Ce vrei să, ce vrei să facem prima oară? Avem cred ceva că ar fi fain să prezentăm hub-ul, că eu zic că e foarte, foarte, foarte... Deci hub-ul, da, chiar e foarte fain. În primul rând, seamănă foarte mult cu orice cel de prima impres, dar, după părerea mea, arată chiar mai bine decât ăla. Păi suntem foarte așa, știi, minimaliști și am compresat totul ca să nu aveți foarte mult de căutat după NPC. Da, uite, și îmi plac toate floricelele ăștia de la colțul, sunt superbe. Și dacă vii aici... Unde te văd. În partea asta îți dau eu TP. Uite, cursă cu ponei. Jesus, unde-i? Da, ăla. Caruselul cu ponei, ia uite bă! Nu prea mai sunt oameni, rețele de fapt cu... carusel în România și nu știu dacă... Te ești mecher. Ești mecher rău. Noi l-am pus că ne place și, și jucătorii au avut un feedback foarte, foarte, foarte mic. Chestul ăsta de aici se poate deschide? Nu, chesturile reprezintă treasure chesturile care o să le prezentăm imediat, dar eu cred că ar fi fain să faci hub tutorial care o să-i ajute foarte mult. Durează mult? Nu. O, bine, hub tutorial. Îți arată utilizarea hub-ului TNT Craft drept răsplată, vei primi 450 de gemuri, dar vai, mersi! Poți accesa secțiunea de handicraft folosind portalele și busola, mă gândesc. Da. Aici mi-arată toate secțiunile, bănuiesc, da. 1v1, mamă, aici vreau să joc. Sau folosim chiar de NPC-uri pe pic dreapta. Ok. Ia să vedem ce mai avem pe aici. NPC-urile care îmi conțin new reprezintă ultimele secțiuni adăugate, nu uita să le încerci chiar azi. Asta e ce aș scris. Ultimele update-uri, mai ales că le vedeți chiar acum și unele sunt chiar foarte faine, avem Who's Your Daddy și Bomb Lobbers, suntem singurul server în România care are Bomb Lobbers de pe Mineplex și chiar Who's Your Daddy, modul în sine. Who's Your Daddy n-am jucat, dar sună bine, adică știu jocul, dar nu l-am jucat niciodată. Minecraft arată super fain. Și funcționează ca pe... ca joc normal. Uite, e și un parcurs aici. Sau nu? Voilà. Ba da, e un parcurs și... e chiar foarte, foarte mișto că... acolo se vede tot spawn-ul, dacă... o să verifici imediat. Dacă ajung. Gata, am terminat, am primit. Gemurile, okay. Cred. Ok, bun. Ce facem în continuare? Ia uite oamenii cum salută, salută. Eu cred că ar mai fi o chestie să îți arăt ce face 5-ul din mijloc dacă ai cosmetics. 5... nu, nu am nimic aici. Poți intra din nou sau? Da. Așa, să vedem. Da, acum am. Ok, dacă dai pe el și dai pe chestul din... partea din stânga sus, da, treasure o să ai treasure chest-ul exact ca și pe Mineplex și o să-ți dea 4 și în fiecare 4 o să ai cosmetice, ceea ce este super. Poți să-l pasezi unde vrei tu și nu va fi nevoie să... Da, stai un pic, că nu mi l-a dat, treasure chest. Trebuie să vii puțin mai în față, trebuie să cumperi și... cheia. Cheia. Stau eu pe aici ca să fim siguri că poți să-l deschizi. Bun, și... trebuie să ai loc pentru el. Dar nu mi l-a dat în inventar. Nu trebuie să ți-l arate în inventar, dacă dai pe el și mai dai încă pe treasure chest, uite la mine. Aha, gata. Am reușit. Exact ca pe Mineplex. Da, și ai toate celelalte. Derp head, ce jumite. Mă rog, nu este vorba de copiat Mineplex-ul, ci de a aduce ceva nou în România pentru server non-premium, care ți-l poți permite mult mai ușor. Față exact, exact, asta e ideea de în fapt. România deci... ai pingul mult mai mic, fiind din România.
Are dreptate, exact ceea ce vreau să zic și eu. Dacă serverul seamănă izbitor cu Mineplex-ul, să zic așa, asta nu înseamnă că a copiat. Și să zicem că l-a copiat între ghilimele, dar n-are nicio treabă, pentru că voi pe Mineplex, dacă n-aveți cont premium, nu vă puteți juca. Deci, practic, acesta este un Mineplex pentru oamenii care n-au cont premium, să zic așa. Zice cineva, Anighite, în chat, când văd YouTuber, filmez. Oh, Doamne, nu mă filma că am emoții. Ok, okay, deci așa cu cosmetice și toate celelalte, dar uite, un gadget foarte fain. Nu știu dacă mai este un... Dacă a jucat Portal vreodată, care ar fi este cazul ăla? Să încercați pe TNT Craft, avem un feature foarte fain. Nu știu dacă mă vezi, cred că o să-mi scot de pe invizibil. Ok, cred că mă vezi, da? Da. Aici. Dacă dau cu unealta asta în partea asta, am creat un portal. Dacă dau în partea asta, la altă, îmi creez celălalt portal și... Ia. That's me. Oh, ce șmecher! Și da, care e ăla? De unde l-ai luat? Nu știu dacă ai... A, gata, l-am găsit. Ți-a picat altceva la... la treasure chest. Și în același timp... Păi l-am și eu, poți să-l și cumperi, chiar dacă nu-ți pică la treasure chest. Trebuie să lansezi și celălalt portal, că cu un click... Și de pe ce l-am lansezi? Celălalt... ăla-alt. Mi-apare numai albastru, dar de ce? Dă-i cu celălalt click. Dacă pe unul îți apare albastru, pe celălalt îți apare roșu. Aha, ia. Și cum mă teleportez? Trebuie să intri în el, să mai sare de câteva ori, ca să-ți funcționeze. Aha, vezi? Gata. Și poți să te teleportezi chiar departe, departe. Și mai avem și dragonul, care este celebritatea hub-ului. Ia, dragonul îl găsim. Care este dragonul? Îl găsești chiar la morfuri sau la mounturi, dacă nu mă înșel. Ia. Și este Spawn Dragon. Este ăsta de acolo, dacă mă vezi. E la morph sau la... E la mount. You don't have permission. Aia, în fine, îl văd la tine și știu cum e ăla de pe Mineplex. Exact la fel. Bun. Păi haideți, băieți, să trecem la prezentarea serverilor. Sigur. Cred că putem să începem cu survival-ul. Sau... Survival? Ok, mergem pe survival. Am fost teleportat într-o lume mirifică și minunată. Pe survival. Uite niște cai. Cineva da, urlă, o să-i omor. Suntem pe cerurile care le avem pe fiecare server în parte pentru a vă corna cât mai bine informația, să fiți siguri că ați înțeles cum funcționează TNT Craft-ul. Și dacă vă uitați în partea dreaptă, ați văzut că în hub este acel scoreboard mare care vă dă o grămadă de informații despre statusul vostru pe rețeaua noastră. Ei bine, pe fiecare server în parte decât hub, o să aveți un mini scoreboard care data asta va afișa particularizat pentru fiecare server unde vă aflați. Și aici ne putem bate sau? Este hub-ul și în multe locații îți poți face casă și este survival practic clasic. Cum se fac protecții cu anti-grief, anti-PVP. Și avem, da, uite, avem aici anti-grief și da, anti-PVP. Blocul de diamond bănuiesc, ba nu, anti-grief e ăla. Ai un bloc de diamond, un bloc de spawn și mai este blocul de emerald care și au răpunit. Eu nu am blocul de diamond, probabil a intrat cineva pe contul meu înainte. Oh, sunt două protecții de anti-PVP și una de anti-grave, dacă nu mă înșel. Da, una de anti-grave, una de anti-PVP. Sponge-ul și cola, dar diamantul... Da, ai primit în grave, că mai sunt câteva care le obții chiar după ce joci. Și pe unde poți să pleci din lumea, să zic, de la spawn de aici? La slash warp exit. Slash warp exit? Exit. Exit. Exit, așa. Exit. Unde e Andy? A dispărut. Aha, și aici? Pe aici aici este, practic, ieșirea. Aha, gata. Și de aici începe mirifica aventură în această lume minunată. Survival. Uite o casă. Survival. Da, suntem încă în spawn, trebuie să mai mergem. Păi, mă rog, înțeleg, știu cum e de obicei. Comenzile aceleași, adică chesturile cu protecție, cum se fac? Tot cu slash lock și protecția este standardizată. Dacă am ajutat survival, sunt sigur că se vor descurca. Exact. Uite, este aici, vrea să ajung în centrul pământului, succesul. Bun, lumea de survival, bănuiesc că avem și un shop la aici, nu? Da, la slash workshop. De muncă, da, ne-am întors. De fapt, n-am fost pe caz nicăieri. Suntem bun, și aici ar fi shop-ul.
Avem niște stone, granit, nu știu cine ar folosi granit, nu contează. Sunt o grămadă de chestiuțe pe aici și este pe mai multe etaje. Avem mai multe etaje, da. Oho, câte etaje. Aici e bun. Și de unde să-și aleagă. A, de unde să-și aleagă? Și aici este o grămadă de chestii, deci cam asta ar fi. Când aveți nevoie de cumpărat, slash workshop, veniți, slash cumpărați. Slash eggs pentru ouă, pentru sonare și tot felul de feature-uri și boostere noi. Ia uite ce zboară. Și după aceea... vă duceți unde vreți voi, adică vă cumpărați, dacă aveți ceva de vândut, vindeți, dacă aveți de cumpărat, cumpărați. Comanda pentru hub, care e? Slash hub. Slash hub. Teleporting to hub, ok. Următorul server ar fi survival games-ul? Survival games, da. Ia, arată bine și aici. Este exact ca și pe MCSG în legătură cu feature-urile, însă hub-ul este... sunt hub-urile făcute de TNT Craft și sunt arene... arenele standardizate de MCSG. Deci sunt fix aceleași arene, mai pe prima. Da, sunt arenele care sunt standardizate și sunt furnizate chiar de MCSG. Ah, deci bine, mă rog, nu prea are rost să jucăm. În chesturi sunt aceleași chesturi sau sunt... Da, și sunt sunt și foarte multe kituri. Dacă o să dai pe al doilea, pe slotul 2 și o să dai acolo la My Kit sau Gems Kit, o să vezi câteva kituri foarte faine. Fiecare... are un preț și se folosesc gemurile din hub, pentru că rețeaua, apropo, nu știu dacă am spus, este funcționează pe bază de gemuri în câteva dintre secțiunile noastre. Deci ca pe Mineplex într-un fel. Da, însă pe Mineplex nu știu exact cum funcționează SG-ul. Dar știu în schimb că funcționează pe MCSG foarte multe busere și tot felul de chesturi de alea care știi care le chemi tu sau primești. Poți primi chiar și boostere din partea altor membri care au intrat în arena și au jucat cu tine. Poți să-i dai tot felul de boostere și feature și așa mai departe. Ceva ce să mă bateți. Bun, îmi dau seama cum e ăsta. Ieșim? Putem ieși. Păi da. Cu slash SG, spațiu liv. SG liv. Bun, am ieșit. Spawnul chiar îmi place cum arată, arată foarte, foarte bine. Și albinuțele ăștia pe aici, mă, nebune. Și avem și un leaderboard jos, dacă... A, acolo, la subsol? Da, aici. Și avem și SG stats, avem foarte multe. Mamă, stop aici o grămadă, top coins, top winner, niște capete pe aici, da, aruncate. Da, capetele sunt cei care sunt în topuri. Primul din de acolo este în top 1. Este primul. Cel primul din top, da. Da, am înțeles. Bun. Hai să ne întoarcem la hub, să vedem hub. Celelalte servere. Avem Skype PvP. Da, pe Skype PvP se face un event, din câte știu. Și da, pe TNT Craft sunt foarte multe eventuri zilnice, așa că dacă veți intra, veți putea prinde eventurile de care veți beneficia chiar zilnic și sunt foarte multe iteme OP, sunt multe lucruri pe care puteți pune mâna foarte repede, dar în același timp este... Oale, ce mi-a dat ăsta? Aruficații și mă duc la mine. Ceva foarte interesant pe Skype PvP. Ce? Noi pe Skype PvP aici avem un lucru foarte, foarte tare. Avem titluri, avem titluri. Dacă ești atinge numit Silver 1, exact, Silver 1, Master, Silver 2 și The Global Edit, deci sunt foarte fine făcute. Și șmecher. Și avem și backpack-uri, dacă ești aici la spawn, sunt la spawn să acum vezi că ai backpack-uri, ai inventarul 1, 2 și 3 și așa mai departe, iar 4 este special pentru donări. Și unde este acest backpack? Uite, chiar în față. În față, aici. Înainte să sari. A, aici? Da. Dar nu s-a luat, dar mie îmi zice că nu există chestia asta. Nu prea cred. Trebuie să... Dacă nu mă știu de dor, pe plante ca să se creeze și după aia să-l deschizi. Da, exact. Trebuie să ai ceva în el. Și dai cu slash backpack. Poți să trebuie să spui ceva în el. Când mă șel. Numai puțin, rezolvăm. Am enderpearl-uri acum. Ui... Ce? Slash chest, spațiu număr. Dacă dau slash chest 1, intră pe 1 și... Da, da, uite, gata. Așa merge. Slash chest 1, 2, 3 și poți să bagi aici ce vrei tu. Da. Și încă o chestie foarte faină pe Skype, pe Skype PvP. Vă apare aici toate titlurile. Deci sunteți în top și în dreapta avem top kills.
acel mini scoreboard de care vă ziceam pe fiecare secțiune. Andy? Da? Uite, o să-ți dau aici un kit foarte fain. Mă bat aici cu băieții ăștia răi. Asta este cel mai mare kit al nostru la ora actuală, pentru donări. Oale, ce am aici? Pe ce ai făcut, mă, nene, mă? Ale, este kitul de Challenger, se numește, și este cel mai mare kit la ora actuală. Și poate cineva să te bată cu chestia asta? Da, pentru că sunt mulți care donează, dar în același timp nu știu să se lupte și degeaba au kitul. Însă, avem și mulți care sunt top kills, de exemplu, It's Kerox, în momentul de față, Drax, Cube și mai sunt, care se bat foarte bine și nu au, de fapt, kitul ăsta. E bine de cum te bați și, în plus, kitul îți oferă doar un avantaj de care trebuie să știi cum să te folosești. Și, Paul, nu uita să le zici de Keep Inventory. Da, pe Skype PvP se avem Keep Inventory, dacă muriți, nu da, am văzut și eu chestia asta. Bă, mă bat aici cu unul. Au mâncat și gurata, bă, nu mă uita, mă, mine. Da, bun, oricum am bun, știți majoritatea cam cum se joacă Skype PvP-ul, trebuie să te bați aici și cu cât te bați și cu cât colectezi chestii de pe insulițe, poți să-ți faci iteme mai bune. O să fugim repede la hub, pentru că ne băteau oamenii pe acolo și nu vrem asta. Și o să mergem la următorul server, care ar fi... Who's your daddy? Sau da. Vreți să mergem în altă parte? Hai să mergem la Who's your daddy, că e și mai special, special edition. Ah, stai puțin, că e un whitelist. Ah, da, este un whitelist, nu pot să intru. Paul? E chiar ce-a pățit. N-am nicio idee. Ia să trețărim pe da, numai puțin, am rezervat serverul de Who's your daddy pentru Andy, ca să vadă serverul și așa că am zis că cel mai bine ar fi să îi pun puțin mai list. Dar îl scot chiar acum. Acum serverul este liber. Ha, uite, acum pot să intru. Ce? S-a terminat. Nu, a ieșit cineva. Nu, a ieșit cineva și de fiecare dată când serverul iese, se regenerează tot serverul și... E revenit curând. Acum încerc să mă conectez. Da, văd că... Nu se conectează. Îndată. Are primit și setări care trebuie să îndeplinite până serverul se deschidă. Gata. Asta-i? Da. Și se pare că meciul începe. Bun, ce trebuie să facem? I'm the asta? Baby. Cine-i the baby? Tu ești the baby. Eu sunt the baby. Îți scrie în față. Îți scrie. Dar unde ești tu? Sunt sus. Hai, salut. Dar ce trebuie să fac tu? Oh, Jesus. Pe Who's your daddy trebuie să mă ferești pe mine din a mă sinucide. Păi bun, și cum aș putea face treaba asta? Ai foarte multe chesturi. De exemplu, uite, unul este aici. Iar redstone-ul care îl vezi, ar trebui să-l iei. Bad for you. Eu, dacă folosesc battery-ul, o să-mi ia din viață. Iar dacă mor eu, dacă moare bebelușul, practic el câștigă, iar data pierde. Bun, și eu cum aș putea să te opresc pe tine în a face treburile ăștia? Îmi iei în furie respectivele soluții și tot felul. Păi, dar nu pot să umblu în chesturi. Mai sunt câteva Q-uri. Eu nu pot să umblu în chesturi. Oh. Nu pot să umblu în chesturi? Adică... Nu, zice că nu pot să interacționez cu obiectul. Probabil că sunt chesturile blocate, știi? Da, pentru posibil, dacă nu am dat încă drumul. Blocat eu și, uite, de exemplu, dacă ești aici, oricum, asta nu se întâmplă, dar dacă sunt chesturile pentru bebeluși, atunci nu prea poți le iei decât dacă le sunt deblocate, că dacă eu le intru pe el și dau, uite, cu key-urile astea, uh-huh. Poți să mi le blochezi și atunci nu mai poți să intri. Și mai ai pills de gen, tatăl are pill-uri ca să vindece bebelușul, iar dacă se iau chestiile astea, să le beau acum, cu siguranță o să-mi scadă foarte mult din viață și dacă mor, o să câștigi. E modul de Who's your daddy care este foarte fain și este unic în România, mă ne spui să ce chestie, să-l protejez pe copilul meu nebun să se sinucidă. O să sar acum de pesca, opa. Succes! Se pare să că viața ține cu mine. Ai făcut ceva vrăj, cred că asupra mea, ca să nu mă sinucid. Dar o să mă duc să mă tai cu hârtie. Poți să tai în hârtie? Da, o să mă tai în hârtie, uite. Să mă sinucid în fața ta ca să fiu sigur că te las cu sechele. Ia, uimește-mă, hai, dă-i, taie-te, vreau să te văd măcar. Trebuie mai multă hârtie.
Nu merge să mă tai cu hârtie, ai pus vrăși pe mine, sunt sigur. Du-te și, du-te și, du-te și sinucide-te. Mă duc și, uite, o să mănânc în apă dacă... Eu nu văd apă. Cred că... Au, e o manetă acolo care nu face nimic. Cred că nu s-a generat cum trebuie, dar aici era un duș în orice caz. Ok. Sar de aici de sus până mori. Cred că o să trească să sar de pe scară. Câte viață mai? Gata, ai murit? Da. The baby is dead, he win. What the fuck? Ce joc sadic. Acum serverul se regenerează, cred că l-a scos și acum din nou să intru pe hub. Mi se mătuie user daddy și chiar dacă nu este 100% implementat, este în versiunea alfa, noi încă îl testăm și îl optimizăm pentru a face cea mai bună performanță și a face față la cel mai mult stres. Deci ești mai să avem multe conexiuni, să fim siguri că va funcționa. Avem, deci în altă parte, în ordine de idei, mai avem pe aici, haideți să prezentăm Bomb Lobbers. Să le prezentăm pe cele mai speciale. Da, că... Bomb Lobbers este foarte unic și foarte fain. Bomb Lobbers și Hoosier Daddy care sunt foarte noi și unici în România. Exact, mai bine prezentăm chestiile noi pentru că pe majoritatea restul le știți. Da, sunt chiar aceleași lucruri, aproape, numai că mult mai optimizate, mult mai bune. Alegeți, rog, o echipă. Eu mă duc la Blue, vă rog. Ok. Și trebuie să intru aici în apa asta sau? Bomb Lobbers începe la 3. Ai ieșit? Da, nu știu, am intrat în apă, cred că din greșeală. Da, dacă intri în apă o să mori. Pe Bomb Lobbers trebuie să ai o echipă fiecare de 6, în total 12 jucători, poate intra într-o singură arenă și când sunt 12 jucători... Da, uite, când dau pe Blue... Ah, eu join Blue, bun, și acum? Uite, am intrat în arenă, pentru că am dat eu Ford Start, ca să putem juca. Da. Și... Avem și kituri și aici avem kituri. De exemplu, este kitul Machine Gunner, mai este Armorer-uri. Pe Armorer ai alte armură și ai 3 TNT-uri. Poți să dai de 3 ori și o să bubuie de 3 ori. Este exact ca și pe Minecraft, dacă ați jucat. Bine, îți dai seama că eu nu prea am cum să te bat pe tine acum, că... Să nu dai în spate. Dacă o să dai acolo, adică aici la mine, mă tem că o să iasă. Oh my god. Acolo sunt foarte multe TNT. Poți să te lovesc cu TNT-ul în meclă? Da. Stai un pic, că ți-o dau. My god. Da, n-am reușit. Opa, bai. Ai murit. Nu. Tu ești mort acum. Oh my god! Ai primit 200, 250 de gemuri, mi se pare. Da, nu, 150 urată și 50 urată, deci 200. Oh, ok. Primești gemuri pentru că participi și pentru că câștigi. Deci, într-un cuvânt, primești gemuri dacă joci bine sau dacă doar participi și ești mai fraier. Acum depinde. Fiecare dar cu ce cam are. Așa e cu Bomb Lobbers-ul. 6 deci, pe 6 fiecare arenă și... Deci aici, practic, e un lobby unde când se strâng destui jucători, selectează echipele, începe jocul, nu? Exact. Și este Bomb Lobbers-ul, care este unic din România. Și eu vreau să-mi fac o baie. Am ieșit. Bun. Ce mai avem mai special pe aici de arătat, ziceți voi dacă vreți. Noi de curând, uite, am băgat... One in the Cuver? Da, One in the Cuver. Și am mai băgat și un versus 1. Și, evident, cele care deja ți le-am arătat. Dar, putem intra în OITQ? Da. Okay. Bun, hai că am intrat aici eu. Bun, intru și eu. Am o chestie în mână. Votez mapa sau? Da, și da, trebuie să votezi mapa și nu uita că vlogul va începe automat. Deci dacă intrați, suntem 3 și evident să înceapă. Poate să fie 75? Da, pot fi 75. Arenele Păi și dacă murim ne mai spunăm că nu știu sigur. Dar de obicei, uite, asta e arena destul de mare și aici chiar încap 75 de adică chiar că. 75 e destul de mult, dar dacă joacă bine sunt sigur că se lovesc. O să mă bag cu băieții. Și dacă te uiți în hotbar ultimele ai viețile acolo. Da, da, da. Mai oh my god! Oh! Jesus! O dat cu mine în boschet. Și tu că ești în top. Dar primești câte ceva după ce omor pe unul, văd că tu ai primit o putere specială. Da, primești puncte și pentru fiecare kill care îl ai, primești 5 gemuri. Deci dacă ai face în jur de 10 kill-uri,
poți să primești chiar 50 de gemuri. Și depinde și de kit, adică ultimul kit, ai este 3 kituri, unde trebuie să dai invizibilitate după kill pentru 3 secunde. Da, da, păi da, am văzut. Da, ăla kitul de ghost, evident, trebuie să amintim și kiturile pentru că sunt foarte importante. Ah, ce s-a terminat? Ba nu, a murit. Uu, pleacă, pleacă! Ah, m-am urât iar, oftan. Încep cu blindes un pic la început, nu? Un lucru fain la TNT Craft este că noi avem un design foarte propriu. Și multe din lucrurile care le facem noi, le facem ca să aveți la îndemână tot, inclusiv și busola, evident, busola este foarte importantă. Dacă intri pe server, automat ai slotul 1, dai doar click și selectezi serverul. Dar sunt multe lucruri de genul, inclusiv designul care noi îl avem, de exemplu. Designul chiar e șmecher. Da, noi folosim un design foarte propriu, avem o echipă de building proprie și creează multe din feature de design, sunt create special pentru TNT Craft și pot spune că folosim fantasy și mystic. Este un stil combinat care pe noi ne ajută să îmbunătățim calitatea aspectului. Stai mă, nu mai fugi. Dar nu sunteți voi, e nane. Pe scurt, suntem un server bine dotat. Ia uite bă cum mă dădu ăla cu săgeata, bă, ești nebun la cap. Bă, și dau oamenii ăștia mine, bă. Bă, eram într-un tip pe primul, acum a murit. Și când se termină jocul? Nu mai ai vieți. Uite, dar în partea din dreapta, în toolbar, pe 9, ai acolo câteva vieți mai curăță, vezi? Am o viață, succes. Ok, unde ești? Oh my god! Pardon. Oh, god, eram așa de aproape. Pardon. Ce repede merge asta? Aoleu! Bă! Stai că l-am prins. Dacă avea acum kit-ul de ghost, puteai să te faci invizibil după ce mi-ai dat mie kill-ul și el nu te mai numără. Da. Am 8 kill-uri, se pare. Ăla. Uite ăla se mișcă foarte repede, nu știu de ce. Posibil, de la kit. Da. Ciprian 96 a câștigat. Da, a câștigat onorul nostru, nu a folosit pe 2. Și am fost pe 2. Niciun server nu a fost rănit în timpul acestui battle. Niciunul. Băi, băieții, haideți să încercăm să închidem aici, că deja cred că s-au strâns vreo 28 de minute. Sigur, pe cât pe hub și... Deja mai bun, în afară de serverele ăștia mai sunt, care vi le-am prezentat, deja mai sunt câteva, cum ar fi 1v1, Bomb, Lobbers, Vina Marta, Creative. Skywars, Skyblock-ul care este foarte important. Un lucru vreau să amintesc pe Skyblock, să vă spun. Dacă aveți generatoare, vă puteți crea blocuri de diamant și foarte multe minereuri. Deci dacă aveți lavă, apă, un generator, vă puteți crea foarte repede insula. Nu este un skyblock OP, este un skyblock chiar standard, easy putem să-i spunem. Și este foarte, foarte jucat. Skyblock-ul este printre cele mai jucate secțiuni pe TNT Craft. Bun, și în afară de skyblock mai avem Skywars. Și v-am zis, creativ și toate celelalte care sunt foarte... Nu o să vă mai arătăm, pentru că majoritatea știți ce înseamnă serverele și deja s-a întins foarte mult. Ok. Pe bună, mai bun, dacă vă place serverul, găsiți în descriere tot ce aveți nevoie pentru a vă conecta și pentru a vorbi cu băieții. Deci și da, dacă v-a plăcut, intrați pe server, băieții vă așteaptă și noi, desigur, o să ne vedem la următoarea promovare. Pa, pa!